Am început să fac puțin ordine în dulapul parfumuri, pentru că mi s-a întâmplat efectiv să uit că am un anumit lucru și chiar m-am amuzat. Mă uitam la un moment dat pe stories, pe Instagram, în arhivă, și văd că am deodorantul de la Coco. De la Coco, de la Chanel. Și zic, eu am ăsta? Habar nu aveam. Eu atâta țineam minte că am deodorantul de la Chanel numero 5. Dar nu știam că l-am și de la Coco. Și intru astăzi în rap și îl găsesc. Bă, și mai am seama că e o problemuță la căpuț, ca să zic așa, da. Deci uite, habar. Deci am uitat, pur și simplu am uitat de el. Ce se întâmplă? Astea sunt body spray-uri de la Chanel, pe care evident nu o să le dați la xilă, că o să vă iritați maxim, pentru că au o concentrație foarte mare de parfum. Sunt body spray-uri pentru, pur și simplu, adică la axilă vă dați cu un produs adaptat, fără alcool, cât mai delicat, nu știu ce, și cu asta vă dați așa. Pe restul corpului puteți să vă dați și pe haine. Cam pentru asta sunt body spray-urile de la Chanel. Nu vă recomand nicio formă să le folosiți la axilă, pentru că sunt concentrate în parfum, în alcool, decât dacă chiar aveți o piele extrem de rezistentă și nu vă deranjează. Eu dacă mă dau cu un deodorant cu alcool la axilă, mie e nasol, chiar mi-e nasol, nu pot. Mi-aduc aminte că în adolescență mai mă dădeam, dar nu mi-era ok. Și de-aia mereu mă iritam până când au apărut alea stick și cu alea, după aia am rezolvat repede. Am aici o miniatură foarte recentă, în fine, este primită de la începutul decembrie, pentru că Le Lion se putea comanda încă din noiembrie la Place Vendôme. Poate, hai să nu zic noiembrie, dar la începutul decembrie era available fără probleme, că n-am vorbit cu Steven la telefon. Și în perioada aceasta am văzut la un moment dat la Diana de la Fine Society pe profilul ei de Instagram că primise PR kit-ul din partea Chanel și spunea acolo că se va lansa oficial în lume în ianuarie și că până atunci nu poate să spună nimic, că totul este confidențial, nu știu ce. Nu știu, o să-mi lămăresc probabil când o să scrie asta, dar mi se pare hilar ca un parfum atât de așteptat. Pentru că e un nou exclusiv de la Chanel, să fie deja disponibil la vânzare din noiembrie, iar tu, Chanel, să dai dreptul ziariștilor sau celor cu care faci contracte abia din ianuarie. Totodată mi se pare un pic și hilar, din nou, ca un ziarist de nivelul Dianei să prezinte asta cu atâta în fază, când deja pe YouTube sunt o grămadă de review-uri din partea review-erilor consacrați pe parfumuri. Oamenii și-au comandat parfumurile, s-a făcut și prim review și second review și așa mai departe. Fragrantica de asemenea are articol despre acest parfum. Mi se pare așa un pic... Adică, da, o să ne aduci tu un mare secret, probabil ceva din comunicatul de presă al celor de la Chanel, minunat, însă cine este cu adevărat pasionat de Chanel deja și-a satisfăcut cam toate curiozitățile. Nu știu, nu că aș spune că Diana are neapărat o problemă cu felul ăsta de a comunica enfazat ca și cum ne prezintă ceva unic și mirabolan, dar Chanel are, din punctul meu de vedere, are o abordare un pic exagerată cu bloggerii și cu ziariștii cu care are endorse, cu care are contracte și așa mai departe, pentru că îi plasează într-o zonă de frăieruți, mă scuzați. Adică ei prezintă lucrurile oficial, când deja neoficial știm toți despre ce e vorba. Adică cum să spui tu că se lansează vai și nu știu ce în ianuarie și atunci toată lumea, când deja sunt o grămadă de oameni, inclusiv România, care îl au în mână. Adică care au citit despre el, sunt atâtea review-uri, dacă dați acum pe YouTube, dar în fine, da, nu știu ce să mai zic. Îl port și acum pe mână. Nu știu de ce, dar prima dată când l-am mirosit, mi s-a părut, are ceva din șalimar, jichi, un pic de la Guerlain. E ca un șalimar afumat, dacă îmi dați voie, cu ceva mirosuri de fum, să zic, sau un șalimar care
se îmbracă în smirnă. Sincer să fiu, cred că Guerlain ar fi putut să facă un flancăr Shalimar care să miroase ca ăsta. Bineînțeles că e un parfum mișto. Asta în mod evident, da, îl văd purtat și de bărbați și de femei, deopotrivă. E un, cum se cheamă, cum zic eu, un parfum vertical, ce înseamnă vertical, un parfum care nu prea e așa emoționant, duios, e mai tăios, așa, e mai aprig, ca să spun. Adică imaginați-vă Shalimarul mai aspru, nu știu cum să spun, Shalimarul transformat într-o variantă masculină, așa-l văd eu, așa-l simt. Și am văzut că mulți reviewer l-au comparat cu Shalimarul. Și na, bineînțeles că este legat Le Lion, de toată simbolistica din jurul leului, care e legată practic de semnul zodiacal sub care a fost născută Gabrielle Chanel. Așa, ce e bine să știți este că Gabrielle Chanel nu a fost niciodată parfumier. Parfumurile ei, inclusiv minunatul Chanel 5, care a avut multe controverse și a avut o istorie destul de sinuoasă, a fost o creație a ei. Adică Ernest Bo, când a venit la ea, a venit cu o cutie cu mai multe, le-a pus în față și femeia a ales și a zis numărul 5 pentru că avea ea avea ea o chestie cu numărul 5. Dar în rest, ce spune despre morsuma de bine? N-a fost ea un geniu al parfumului. Ea a cerut, într-adevăr, ea a cerut lui Ernest Bo, care era parfumier consacrat și numai pentru ea făcea parfumuri. A cerut să facă un parfum care să nu miroase a flori, să fie ceva mai artificial, mai atipic, mai altfel. Așa, mai chimic și-a dorit ea. Un parfum artificial, un parfum care să miroase a femeie, să zice, dar nu a flori. Ceva floral, cum era moda pe atunci. Și a scos acest Chanel 5, pe care multă vreme nu l-a pus la vânzare. Dacă citiți în cărțile despre biografia lui Coco Chanel și vreau neapărat să o cumpăr și pe asta cu biografia ei cenzurată, ea dădea parfumul la început clientelor care își cumpărau haine de la ea, ca un mic cadou, ca un chelcșoz, adică nu era așa, după aia așa s-a prins ea și acolo n-a fost numai geniul ei comercial, a fost și geniul altora, că de aia la un moment dat ea a avut și un proces, pentru că alții au vândut parfumul numele ei, după aia, da, ea a câștigat toată chestia și s-a văzut cu $1,000,000 în mână și era foarte fericită că, vai, că e bogată și nu știu ce. Vorba aia, singură, tristă, bătrână, uscată, dar bogată. Știi, cam așa era. Mie nu-mi plac valorile lui Coco Chanel, vă spun sincer. În afară de lucrurile legate strict de stilul feminin și de un pic de curățarea asta de gablonțuri, de încărcare a aparatului vestimentar feminin, alte valori pe care ea le-a propagat prin ceea ce a fost ca persoană, mie nu mi-au plăcut. Eu nu sunt o fană Chanel din punctul ăsta de vedere. Iar parfumurile nu sunt meritul ei. Excuse-moi, dar nu sunt meritul ei, sunt meritul parfumierilor care au lucrat cu ea. Firește că ea le alegea, le brifa, știa să facă cerințele către parfumieri, dar nu poți să le ai pe toate și atunci atribuirea asta, vai, geniul lui. Da, femeia era bună pe marketingul epocii și înțelegea foarte bine că dacă va schimba lucrurile și va șoca puțin, va fi mai... Deci acum se face și asta, șochează puțin și ieși pe scenă. Dar nu pot să spun că, vai de mine, parfumurile făcute de ea, gândiți-vă că parfumurile făcute. Nu sunt, în primul rând, parfumurile nu sunt făcute de ea. Doi, Chanel 5 este cel mai ușor de falsificat parfum, îmi pare rău, dar ăsta este adevărul. Și dacă vă uitați și pe piață în general, cel mai fake-uit parfum și cel mai ușor de replicat parfum astăzi, de fapt în epoca asta modernă, este Chanel 5. Pe când Shalimar, înțelegeți ce vreau să spun? De-aia nu, chiar dacă Chanel numero 5 este iconicul, ci și normal, este un parfum mișto, nu este ceva care să nu se poată imita. Că ea susținea mereu chestia asta, că pentru a fi minunat și deosebit trebuie să fii diferit, inimitabil. Da, sunt obosită și se vede chestia asta în curb cuvintele. Da, ce mai am eu pe aici? Cred că am un Chanel 5. Cred că am un Chanel 5, dar în formatul ăla vechi de
Asta e forma. Da, asta este un Chanel 5 în formatul ăla vechi de travel. Acum mulți ani. Deci mi-am aminte pe la 26 de ani mi-am luat eu primul parfum în format dintre ăsta aliuru. Așa erau parfumurile, nu de travel, dar oarecum de travel și reîncărcabile, să zic. Adică asta ți-l puneai în valiză și era foarte stabil, nu se, adică dacă îl luai în valiză și se trâncănea prin aeroport, prin avion și asta nu se strica. Dar și se scoate de aici, de undeva. El este reșarjabil. Cred că se poate scoate de aici și pui altul în loc. Nu știu ce am făcut, mai pus, mai scot. Asta e și cam vechi. Asta l-am de la mătușa mea. Dar nu pot să-l scot acum. În fine, o să vă mai vorbesc despre chestii de-astea. Lasă că acum am aflat informație de la Ana Maria, care este extraordinar de mare fan Chanel, Chanel, că la buticul nostru Chanel s-a anunțat că s-a aduce Le Lion abia din februarie, deci se explică. Ana Maria, mulțumesc mult! Uite, așa de... Ca să-ți mulțumesc de informații, o să-ți las link-ul către canalul tău în descriere, ca oamenii să intre acolo și să vadă cât de pasionată ești tu de Chanel. Pentru că, apropo, eu n-am să înțeleg niciodată de ce un brand ca Chanel nu își identifică oamenii cu adevărat pasionați de Chanel, cum face în alte țări. România nu înțeleg de ce nu se merge pe acest model și să-i sprijine cu informații, cu lucruri, nu să se târâie ei până la buticuri să întrebe lucruri și așa mai departe. Nu am să înțeleg, înveți și poruri, atitudinea asta foarte oten, adică nu îmi vine cuvântul română, scuzați-mă, de câte ori sunt obosită, vorbesc mai bine în franceză, n-am să pot să explic ceodată de ce. Oten, adică e foarte așa de sus, adică de ce la noi totul e privit foarte de sus, pe când în afară oamenii de la Chanel sunt mult mai relaxați. N-am să înțeleg niciodată, nu că acolo ar fi foarte relaxat să ne înțelegem, dar acum sunt mult mai doritori de a-și comunica brandul și produsele și nu sunt atât de stricți și de obsedați de o perfecțiune inutilă, precum se comportă brandul Chanel aici ca comunicare. Probabil că totuși pentru piețele mai mici se dau niște linii mai stricte. Mă pun și în pielea omului de business și îl înțeleg într-un fel. Dar avem deja piață și avem foarte mulți iubitori de Chanel, precum avem și de Guerlain în România. Și uite că noi ăștia, eu care iubesc Guerlain, iubesc de nu mai pot, iubesc cu patimă, cumpăr Guerlain de afară. Da? Cumpăr Guerlain de afară. Guerlain România nu vrea banii mei. Asta e, da. Ce să facem? Și a început săptămâna de muncă. Ia uitați cine mă ajută pe mine aici și îmi dă motivare. E așa, Max? Tu ești motivarea principală. Și irevocabilă, da. Mi-am făcut doar o cană de ceai. Am ciocolata neagră de care încă nu m-am atins pentru că vreau întâi să mănânc ceva. Da. Și cam asta. Hai să vă arăt ce parfum am dat astăzi. Da, și facem și niște, dacă tot m-am așezat așa pe bine, să fac și niște mici exerciții. Băi, îmi lipsește extraordinar de mult sala. Extraordinar de mult. Am zis că vă arăt cu ce parfum am dat astăzi, vă arăt imediat. Poc. Stau așa numai din... cu picioarele flexate. Da, nu mai. Adică chiar... perioada asta am zis, știi, că așa trebuie să fac, așa simt, trebuie să o dăruiesc unui om care are nevoie cu adevărat de ea. Însă vreau să mă remobilizez pentru mine, pentru că, știi, viața merge înainte și oarecum toți suntem tributari propriei vieți și tot timpul trebuie să ne pregătim să primim mai bine, nu? Să ne gândim tot timpul că va veni ceva mai rău. Lucrurile rele, din păcate, sunt și cele mai agresive și se văd în jurul nostru. Când trebuie să faci un efort foarte mare ca să vezi astăzi lucrurile rele. Pentru lucrurile bune trebuie să faci foarte mare efort. Vă arăt imediat un lucru foarte bun. Foarte bun. Așa. Ia să-l vedem. Cu ăsta m-am dat astăzi și nu m-am mai dat de mult cu... Aia fac o febră musculară și încep să mă chiță. Da, acolo ca să... În caz că mi-intră comentarii ăia de a probleme cu decorarea hainelor, decorarea casei, am strâns niște haine de pe sârmă și le-am mai lăsat puțin acolo, pentru că copilul încă doarme, este vacanță, vreau să-l mai las să se bucure de somn și nu să mă duc acum dincolo să le pun la loc. Cât explicații. Da, asta este. Ia uitați-vă. Pam. Țiclă superbă din aricii. E un brand consacrat pe partea de sticle, adică astăzi se cumpără sticle goale
se cumpără sticle goale. Să știți că numele Lea din Arici spune absolut tot despre cum este acest parfum. Este exact, miroase aer de fericire. Da. Sticlele din Arici, asta vreau să vă spun, sunt colecționate la nivel mondial, adică toți cei care sunt colecționari mari, care participă la târgurile de vintage, așa, caut tot ce înseamnă sticluță veche de din Arici, chiar și goală, pentru că m-a întrebat cineva la un moment dat că da, ce fac cu sticlele goale de parfum? În primul rând că ajung foarte greu să golesc un parfum. Cred că în ultimii 10 ani nu știu dacă am golit efectiv 4 sticle de parfum, adică să le duc la 0, la 0, 0, să mai am ce să șprez din ele. Dar sticlele care cu adevărat înseamnă pentru mine ceva și cam alea care rămân, adică care a ajuns să se consume complet, înseamnă ceva și atunci nu le arunc, le păstrez acolo. Nu sunt foarte multe pentru că am o chestie, cu toate parfumurile fac în așa fel încât să mai rămână acolo două degete, să se poată păstra și peste câțiva ani să cumpăr, să-mi aduc aminte, lucruri de acest gen. Am luat trandafirii ăștia de la Lidl, chiar ieri, cu intenția să am pentru... să am pentru pozele pe care le-aș face cu diverse parfumuri inspirate de trandafiri și care conțin note de trandafiri, nu știu dacă neapărat conțin și ingredient în sine, extractul de trandafir, deși fiind vorba despre Guerlain, țin să cred că aroma de trandafir provine chiar din dintr-un proces, probabil, să mă gândesc ce se obține aroma de trandafir, parcă din distilare. Da. Așa, numai că bieții trandafiri s-au făcut varză. Deci sunt trandafiri luați ieri din Lidl. Ieri arătau impecabil. I-am ținut în apă, chiar a fost o schimbare de apă și uitați, că și când vorbesc cu voi cad petale. Probabil că ei au stat la foarte frig în depozit și acum s-au făcut fleci, pur și simplu. Și asta era unul dintre parfumurile de la Guerlain cu trandafir. Cred că poate cel mai portabil parfum din zona cu arome de roze. Din seria cu Alegoria, Rosa Rosa, nu l-am în format full size, l-am cumpărat de la Place Vendôme în formatul acesta travel sau de poșetă, că nu, acum cât mai călătorim. Și are note intense, dar în același timp suportabile de trandafir, adică nu e trandafirul, de exemplu, din Chamad, da? Sau nu mai zic din... e un parfum cu note de trandafir destul de intens. Rose Barbar Dorian oare, da? Dacă o să mergem să-l căutăm în dulap împreună, dacă aveți răbdare. De fapt, ar trebui să am eu răbdare și pentru voi. Să dăm iama aici. Deci va fi de scormonit puțin. Va fi puțin de scormonit. De scormonit. Ce e aici? Aici e altceva. Și aici e altceva, tot Guerlain. Cred că am să opresc puțin camera ca să pot să-l găsesc și să vă arăt parfumul despre care era vorba. E voilà, je l'ai trouvé. Cutia frumoasă, roz nacré du désert. Spune că se vede și șiretul de la camera de filmat. Așa arată. E un parfum din seria de nișă, Maison Guerlain. Uite, pentru cei care se tot dau mari fani de arome arabești, ei, ăsta este Rose Nacré du Désert. Este o interpretare într-un stil nobil arabesc. De ce nu vine lumina ca lumea? Nu știu de ce. A trandafirului. Trandafirul care în parfumeria arabă este o notă mai degrabă consacrată bărbaților, culmea, Și nu femeilor. Zic culmea pentru că la noi e oarecum așa împământenit, e floare, e roz, e roșie, e frumoasă cu petale și catifelată, trebuie să fie pentru femei. Ei, nu uite că la parfumeria arabă aroma de trandafir este dedicat bărbatului. Și ăsta este un
un parfum de trandafiri, dar unde eu simt și ceva tămâie, smirnă din zona asta de arome care provin din acele esențe care ajută la ritualul acela de parfumare prin fumegare, prin fumigații, prin practic ce ați văzut, na, că se face și la noi la biserică. Da, și are ceva din zona aceea și ceva lemnos. În fine, este un parfum destul de complex, pentru că în general, în seria de nișă a casei Guerlain, nu prea o să găsiți parfumuri simpluțe, ca să spun așa, deși nu știu dacă e vreun parfum de la Guerlain care să fie simpluț, că dacă stăm să ne gândim, cred că orice parfum mai mult sau mai puțin contemporan a avut măcar o dată fantezia că ar găsi secretul Guerlinadei, ADN-ul parfumurilor Guerlain. Practic, ce este Guerlinada? Este acea listă de câteva ingrediente care teoretic ar fi în absolut toate parfumurile Guerlain, numai că în concentrații diferite. Adică, gen, nu știu, ai vanilie în absolut toate parfumurile Guerlain, dar mai mult sau mai puțin. Da, pe aici e o parte din colecția mea Guerlain. De 9 ianuarie și mi-am planificat să ajung cât de curând la Coco, să mă obsesc și eu, așa că încerc să nu fac focus foarte mare pe căpățâna mea. Încă sunt în doliu, să știți. Nu știu exact, eu nu țin foarte mult la lucrurile astea în care se fac după niște standarde așa impuse creionate așa de ceea ce înseamnă regulile societății. Iar parfumurile mă ajută foarte mult să mă mențin așa pe linie de plutire bună. Și e dul. Faptul că știu că vorbele mele și ceea ce spun aici ajung la niște oameni cu care am observat că rezonez. Nu sunteți foarte mulți, vă știți foarte bine, nu sunteți mulți. Dar e mai bine, că dacă ați fi prea mulți, nu v-aș putea cuprinde așa, măcar cu forma mea de a vă răspunde la mesaje și comentarii. Deci, repet, parfumul chiar și parfumurile au fost așa ca un ajutor. Știu că în momente triste oamenii iau calmante, iau, adică încearcă să repare așa și chimic partea de tristețe, însă la mine, să zic așa, medicamentele au fost parfumurile, să zic, în perioada asta. Nu contest că mi-a stricat niște vizite la psiholog, o să văd cum mă organizez în perioada respectivă, însă cu parfumurile o să fac eu o treabă foarte bună. Iar pe anul acesta, pe 2020, chiar promit că în sfârșit îmi voi face timp să dedic clipuri focusate pe un singur parfum, adică nu să fac clipuri de alea la comun, cum fac acum, vă mai arăt una, vă mai arăt alta, ci pur și simplu să iau parfum cu parfum din ce am în colecția mea și să vă povestesc despre fiecare cât se poate de detaliat. Cu ocazia asta chiar o să vă întreb așa, strict informativ. Vreți să vă fac și parte de aia de introducere genă la Fragrantica? Care sunt notele de vârf? Care sunt notele de mijloc? Tărărărăm. Chestii de astea. Eu aș prefera, sincer, să vă las la fiecare parfum și link-ul către descrierea parfumului de pe Fragrantica. Că mi-ar fi jenă să preinventez eu, să fac aici lectură. Cel mult o să iau niște detalii gen de bun simț ca să încadrez un parfum, pentru că nu sunt atât de deșteaptă. Da, ăsta, de exemplu, bănuiesc că este un oriental, ăsta Rosnacre du Désert. Dar nu sunt foarte sigură, o să mă uit exact să văd cum îl încadrează Fragrantica. Pentru că la Fragrantica sunt oameni care cu asta se ocupă, asta fac. Adică, nu se trezesc ei dimineața și zic, băi, să fac un clip despre parfum. E meseria lor. Așa, o să iau de acolo și detalii de ani, de perioadă, normal, despre parfumieri, că nu... N-am de unde să știu pe de rost, da, la Guerlain, hai să zic că e relativ simplu, că majoritatea, cel puțin, a parfumurilor relativ recente sunt sub semnătura lui Thierry Vasseur, dar mai este și Delphine Jelc. Astea mai vechi, na, sunt, țin de Jean-Paul Guerlain și după aia de mulți alți parfumieri celebri de la Guerlain. Dar, na, uite, acum, când mă uitam,
pe scala Portofino de la Dior. O fi al de Mașii. De Mașii este parfumierul Dior. Acum sunt convinsă, chiar dacă nu l-a făcut el neapărat, el a fost acolo la cârma proiectului, că în ultimii mulți ani de Mașii e la putere la... cum e Olivier Polge la... Olivier Polge la Chanel? Da, Olivier Polge la Chanel. Da, și o să trec așa prin ele, o să... Uite, un parfum bio, apropo că mă întreba cineva dacă există parfumuri bio. Da, există parfumuri bio și apropo Aquarelle. Este un brand extrem de... extrem de bio, nu e corect gramatical să spun extrem de bio, dar este un brand foarte... Dacă pot să spun mai catolic decât papa pe zona de natural, de bio și așa. Bineînțeles că orice parfum poate crea alergii. Vină mă încoace, vină mă încoace, vină să vedeți voi cine a venit. Da? Deci orice, absolut orice parfum, că e bio sau nebio, poate crea alergii. Singura chestie este că parfumurile certificate bio au grad mult mai mic de alergen, ca să zic așa, să explic. Adică, dacă este așa din toate parfumurile existente pe piață, cele cu risc cel mai scăzut de a provoca alergii sunt cele bio. Nu e o piață foarte dezvoltată și o piață și foarte nișată, pentru că nu e căutată, pentru că parfumurile bio nu sunt acele parfumuri care să te dea cu roțile în sus, să fie prea persistente, cum se caută. Ele sunt parfumuri care necesită reaplicare și atunci normal că lumea consideră acest lucru insuficient de satisfăcător și nu m-aș mira să spună cineva că ăsta este slab. Dar nu este slab. De perspectiva mea, nu este slab. Perspectiva mea, de omului care miroase parfumuri și compară parfumuri de ani de zile, nu, din perspectiva unui consumator profan. Că n-am încă și nu știu dacă o să apuc în viața asta să mă pregătesc la modul măcar să ajung până la genunchiul broaștei pe parte de cunoștințe de parfumerie, dar măcar sunt un consumator care încerc să învăț. Încerc să învăț și să merg după niște principii. Deci cam asta ar fi ideea pe care vreau să dau acestui clip. Clipul e început, v-am zis, un pic mai înainte, a fost întrerupt pentru că a intervenit ce a intervenit. Dar asta nu o să mă oprească, adică lucrurile astea triste care apar în viață apar. Dar astea nu trebuie să mă oprească din lucrurile care îmi fac cu adevărat bine și plăcere, pentru că viața trebuie să meargă înainte. Așa că, nu știu, lăsați-mi și voi aici păreri, sugestii, reclamații legate de cum ați vrea să fac aceste review-uri monoparfum, adică o să fie clip dedicat, gen Mon Guerlain de la Guerlain, Coco de la Chanel, C'est la vie de Lab. Că vor fi, așa vreau să fac clipuri dedicate în acest an, pentru că mi-am dat seama că nu am făcut suficiente. N-am făcut cât de mi-am dorit eu să fac, pentru că n-am apucat, dar anul ăsta, pe asta mă concentrez. Asta este una din liniile, așa, pe parte de YouTube. Și cam asta.